Temperaturi de până la 45 de grade Celsius în toile verii sau chiar minus 15 grade în sezonul rece. Acestea erau coșmarurile cu care se confruntau atât pacienții cât și cadrele medicale. Luminatorul sub formă de piramide de pe acoperișul secției a creat timp de 6 ani nenumărate probleme. Cei mai afectați au fost de fiecare dată bolnavii cronici. În următoarele luni însă, unitatea de primiri urgență va intra în reparații care constau în lucrări de arhitectură, lucrări de reabilitare a instalațiilor electrice, sanitare și termice și ale instalațiilor de oxigen și aer comprimat. O altă problemă care necesită a fi remediată este cea care ține de accesul rutier la UPU, așa încât pacienții în stare gravă și care sunt aduși la spital cu ambulanță de tip C să nu mai fie transportați pe targă prin intemperii până în interiorul secției. În toată perioada desfășurării lucrărilor, activitatea medicală nu va fi întreruptă.